frățioare, deci bate un vâj aici de te ia capul, te ia pe sus. O să țin mâna mai așa în lavalieră, da? O să încerc să o protejez. Despre faptul că Mercedes-Benz este o marcă simbol al statutului social, nu cred că mai există nicio îndoială. Merțanul a fost până și cântat de către trubaduri din toate genurile și fără să mă gândesc prea mult, cred că îmi vin în minte măcar 5-6 piese. De la mega clasicul Mercedes-Benz al lui Janis Joplin cu al său îndemn către Dumnezeu însuși, Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz, și până la Lil Peep, îmi pare rău, dar nu pot să reproduc versurile, poate să mai uite și minor pe aici, Mercedes este un brand cântat de toată planeta. Dacă mă străduiesc o leacă, îmi aduc aminte în materie de versuri și ce a însemnat Mercedes pentru tânăra Românie ieșită din comunism. Bine, cam același lucru ca și pentru Lil Peep, doar că pe alte ritmuri, ceva mai orientale. It goes like, grei sunt grei, au femei de femei, merțane de merțane, merg vara la mare, în nemuritoarele cuvinte ale poetului Adi Minune și Carmen Șerban, parcă era în balada asta, sau mai era ceva de genul, de pe casetele multe ne-am luat telemobile, ne-am luat și Mercedes, mergem la femei mai des. Probabil mulți se întreabă acum de unde știu toate astea. Dar dincolo de acest mister pe care îl voi lăsa învăluit în ceață, ce înseamnă toate astea? Păi ce să însemne? Că Mercedes este un simbol al bogăției și stării financiare de bine, asemenea caviarului, țoalelor de firmă sau diamantelor. Și totuși, ceea ce avem noi astăzi aici, se vrea o veritabilă mașină democratică. A blue collar mark pentru toată lumea. Aoleu, pe asta nu diluează brandul. Ei zic că nu. Desigur, nu sunt la primul lor foraj în zona asta populară, au mai încercat treaba asta nu demult și, bă, nu știu ce să zic, dar nu prea le-a ieșit. Probabil și pentru că, vezi tu, dacă în mentalul colectiv Mercedes este atât de strâns asociat cu luxul, asta parcă nu se pupă prea bine cu veleitățile de masă. Vreți un exemplu? Păi am unul cât se poate de recent. Spre șocul meu cât se poate de nedisimulat, prin 2017 Mercedes-Benz anunțau o camionetă. O ce mă? Da, ați auzit bine. Mai știe cineva de X-clase? Și dacă nu știți, nu-i niciun bai, pentru că ea oricum nu mai există. După 3 ani, ea a fost scoasă din producție în mai 2020 din motive de cerere redusă. Conform declarațiilor Mercedes de la lansare, seria X s-a vrut a fi primul pickup truck și, citez, cu adevărat premium din lume. Și n-am putut să nu mă întreb atunci, cine ar vrea asta? Desigur, cu micile excepții maneliste de serviciu. Dar spune asta fermierului deținător de Ford F-150 în America sau de mai știu eu ce camionetă Toyota prin restul lumii. Înțelegeți ideea. Deci Mercedes și-a înmuiat degetele în această piață foarte democratică a camionetelor utilitare și a dat fail. Iar acum încearcă din nou cu un MPV. Poate a doua oară e cu noroc și veți vedea că s-ar putea să fie. Dar înainte să vă prezint vedeta de astăzi, hai să începem prin a defini ce este ăla un MPV compact. MPV înseamnă Multi-Purpose Vehicle, adică o mașină cu mai multe scopuri, destinații și utilizări, iar termenul compact o plasează între mini-MPV-uri și minivan-uri, adică acele dube mici. Adică atunci când conduce această mașină, dubist, ein dubist. Bun, după ce am stabilit contextul, hai să-i dăm și un nume protagonistei de astăzi. Ea este noua clasă T, așadar o mașină cu mai multe utilizări, de clasă medie în arealul său de răspândire, adică nici prea mică, dar nici dubă-dubă, și care se vrea a fi practică pentru familii, mici antreprenori, mă rog, categoria de cumpărători a lui Renault Kangoo, de exemplu. De ce însă am menționat intenționat acest model? Pentru că așa cum defuncta serie X avea la bază platforma lui Nissan Navara, tot așa clasa asta T are la bază modelul Citan, care la rândul său are la bază, da, ați ghicit, Renault Kangoo. Și aici mi-a răsărit în minte încă de ieri, de când am atins pentru prima oară mașina asta, și prima întrebare. De ce un om practic, care are nevoie de o astfel de utilitară, ar plăti în plus pentru un Mercedes, când poate să-și ia cu substanțial mai puțini bani un Kangoo, dacă tot vorbim despre pragmatism? Acestei întrebări și multor altora, care cu siguranță vă stau pe buze, voi încerca să răspund în minutele următoare. Rămâneți deci în continuare în acest video și hai să vedem care-i treaba cu T-clase. Și cu siguranță veți putea cere în curând, încă din această toamnă, o ofertă pentru mașina asta direct pe platforma noastră autovantage.ro.
din start vă spun că teclase încearcă să te tenteze cu următoarea idee, aceea de a îmbina utilul cu plăcutul, practicalitatea cu calitatea. Ceva de genul că dacă tot vrei să-ți iei un vehicul d-ăsta utilitar, de ce n-ai vrea ca el să fie și o leacă luxos, și o leacă Mercedes? Ăsta este mesajul subiacent al acestui demers, care este noua clasă T. Adică să-l îmbini pe Dorel cu ceva mai rafinat. Dar întrebarea este așa, îmi scuzați, vă rog, formularea abruptă, va pune lumea botul? Hai să vedem. T-Clase este fără îndoială în momentul ăsta cam cel mai fancy astfel de MPV, de vehicul utilitar de pe piață. Dar va prinde oare în condițiile în care categoria de cumpărător, care se orientează în general spre astfel de mașini, este în mod profund una care se uită atent la costuri? E greu de zis acum, dar eu aș înclina să spun că nu. Poate mai degrabă pe zona asta de familii mai numeroase, cu multe bagaje și care mai cară și mobilă sau chestii din astea gabaritice din când în când, decât micii antreprenori care cred eu că vor rămâne la Kangoo sau Dacii similare. Propunerea Mercedes mie spre categoria de familii mi se pare că se îndreaptă. Gen, ok, uite o mașină cu care să cari câte ceva în timpul săptămânii și să ieși cu familia în weekend la munte. Pentru ăștia care au decărat cutia cu scule, șerpilii de desfundat canalizarea, fierăstrăul circular și bormașina Hilti, găleata de vopsești de zor, vopsești cu spor și era să zic și petul de Neumarkt, clasa T este o glumă. Bună, e drept, dar totuși o glumă. Adică ar plăti oamenii ăștia muncitori cu frica lui Dumnezeu și care își câștigă din greu banii cu sudoarea frunții câteva mii de euro în plus față de Kangoo, pe care se bazează până la urmă Citan, pe care se bazează seria T, pentru o stea în bot și niște dotări poși? În niciun caz. Și atunci, pe cine se bazează? Sper că nu pe ăia care trebuie să cumpere pick-up-urile din clasa X. Ceva însă au avut ei în minte și bănuiesc că s-au gândit în primul rând la cei care apreciază statementul badge-ului și tratamentul pe care sigla asta îl aplică clienților săi fideli, fanii brandului. Care, apropo, poate mai au deja un C-clase sau un E-clase și vor pe lângă astea și o utilitară echivalentă. Și aici ajungem la un miez de adevăr. T-clase nu este nici pe departe doar o simplă înlocuire de siglă, ci vine cu tot pedigriul Mercedes-Benz. Interiorul, dotările, insonorizarea, designul, mappingul motoarelor, toate au trecut prin mâna inginerilor Mercedes. Deci nu este un Kangoo machiat, asta vă pot confirma fără să clipesc după niște sute bune de kilometri în mașina asta. Desigur, poți vedea asta și fără să mă crezi pe cuvânt. Pun-o lângă orice Kangoo și o să-ți dai seama repede de deosebiri. Desigur, și deosebirea de preț se va simți. Clasa T pleacă de la 21.000 de euro fără TVA pentru modelul T160 și poate ajunge lejer la nord de 30.000 de euro plus TVA pentru versiunile mai pomenite. Vom vorbi imediat și despre versiuni. Well, nu-i puțin. În aceste condiții, Mercedes par să fi înțeles că în sumele astea nu se pot adresa meșterilor și nici flotelor și de aceea au pus tunurile alea mari de marketing pe familii. Comunicatul de presă abundă de formulări de genul, și citez, spațiu pentru întreaga familie, cu până la 3 scaune pentru copii dispuse pe bancheta din spate. Spațiu de depozitare pentru pasionații de agrement și sport, eventual crosele de golf, asta cu golf am pus-o de la mine, nu este în comunicat. Designul modern, gama largă de echipamente de siguranță și conectivitatea sunt alte specificații pe care clasa T le pune la dispoziția utilizatorilor. Închei citatul. Toate aceste intenții sunt subsumate în sloganul Soluția pentru o viață activă. Mă rog, am mai auzit genul ăsta de buzz. Atenție, nu o spun ironic, ci vreau să înțelegeți mai bine către cine este orientată clasa T. Mercedes vinde aici de fapt o poveste, una pe care am mai auzit-o și în prezentare. Familii înstărite cu copii, familii vârstnice ai căror copii au părăsit cuibul și care își petrec timpul liber la munte, în natură sau pe terenul de golf, aici am exagerat un pic, oamenii a căror singură cerință practică de la o astfel de mașină este să poată aduce din când în când acasă niște mobilă de la Ikea. Nu are acel bounce pe care l-am simțit la SUV-uri, de exemplu. E adevărat că alea au și garda un pic mai înaltă. Nu, asta se simte ca o mașină obișnuită, chiar dacă poziția de condus este categoric mai înaltă. Te simți în ea ca într-un SUV. Ești sus. Vezi drumul de la înălțime. Ce nu mi-a plăcut în schimb este că mi se pare foarte zgomotoasă, frățioare. Deci foarte zgomotoasă. E drept că noi avem varianta diesel, cea pe care o conducem acum. N-am mai condus un diesel de ani și ani de zile. Să zgomotul nu vine neapărat de la motor, cât problema e una legată mai degrabă de insonorizare. Aud cauciucurile pe asfalt, aud vântul. Ia uite, ia să tac un pic din gură ca să vedeți cam care e nivelul de zgomot. Zgomotul
Suspensia mi se pare mai degrabă intermediară. Nu este nici foarte moale, nici foarte rigidă. Nu te zgâlție, nu te zdruncină, dar pe de altă parte aș fi vrut parcă să fie un pic mai fermă. La viteze mari, parcă mașina devine un pic wobbly, mai ales dacă asfaltul nu este foarte drept. Servodirecția s-a întărit. S-a întărit cum trebuie. Am avut așa oarece emoții când am plecat din curte de la autoclas cu ea, pentru că învârteam servodirecția cu degetul și am zis, aoleu, nu e rău, pentru că în oraș vei avea nevoie de chestia asta. Vei vrea să parchezi, vei vrea să te strecori, dar la drum lung și la viteză mare nu-ți dorește așa ceva. Ei bine, eu zic că s-a întărit proporțional cu viteza, ceea ce este foarte ok. Se simte foarte bine din mașina din punctul ăsta de vedere. Adică e poised, încotro îndrepți, acolo se duce. Bate vântul frunzele. Frățioare, deci suntem pe autostradă, ne apropiem de Constanța. Deci bate un vâj de, nu e drept și adevărat, din lateral. De foarte puține ori am simțit într-o mașină că mă mută de pe o bandă pe alta cu mașină cu tot. Adică este înaltă, deci clar este înaltă și se simte chestia asta. E wobbly când bate vântul tare din lateral și am 130-140, adică nu merg cine știe ce repede. Dar se simte puternic, adică te lupți un pic cu ea. Și acum că am lămurit întrucâtva ce este și cui se adresează, hai să vedem cum este. Este măricică, așadar e un MPV compact cu 5 locuri. Apropo, se pare că pe la anul vom vedea și o variantă cu 7 locuri, are 4,5 m lungime, 1,86 lățime și wow, 1,81 înălțime. Este mai înaltă decât mine și chestia asta se simte în spațiul enorm de deasupra capului, ceea ce, well, dă o senzație de aerisit așa la interior. Desigur, faptul că este atât de înaltă o face să se bălângă neoleacă pe autostradă, mai ales dacă mergi tare și mai bate și vântul din lateral. Cum aici prin Dobrogea, unde am filmat-o, este patria eolienelor și a vâjului neobosit, ieri maică m-a mutat vântul de pe o bandă pe alta pe A2. Bineînțeles, ca orice MPV care se respectă, ușile din spate sunt glisante și oferă o deschidere decentă pentru încărcare, 60 de cm lățime și peste 1 metru înălțime. Bancheta din spate se rabatează evident la drept, podeaua devine plată și pragul de încărcare este jos și foarte accesibil, la jumătate de metru înălțime, iar ușa din spate se deschide evident la 90 de grade. Râdeam ieri cu colegul meu Nicolas că este atât de mare că la o adică poți să faci un grătar în ploaie sub ea. Grijă însă că fiind atât de mare și de grea, să nu-ți dai cu ea în cap, că acolo rămâi. Designul general este ok-ish, nu-i urâtă mașina, dar până la urmă vorbim despre o utilitară care se vrea practică și eficientă, fie ea și cu pretenții de lux. Grila radiatorului este cromată, firește este un Mercedes, steaua mare și opulentă, la fel și carcasele oglinzilor, tot cromate, mânerele ușilor sau bara de protecție, iar dacă vrei să fii boss the boss, poți să-i pui și jante de aliaj de 17 inci, opțional firește. Pe parte de dotări legate de practicalitate, pe spate luneta este încălzită, în dotarea standard, dar opțional poți, de exemplu, să-i pui uși cu deschidere dublă. Și acum, hai să discutăm despre interior. Iar interiorul este un loc plăcut. Clasa T vine dotată standard cu sistemul lor de infotainment NBUX cu un display de 7 inci și între instrumentele analogice de bord, vom vorbi imediat și despre treaba asta, se mai găsește încă un display de 5,5 inci care afișează diverse funcții sau parametri de deplasare, consum, autonomie și așa mai departe. Și aici aș vrea să punctez câteva chestii. Odată că ecranul ăsta de 7 inci mi se pare meschin pentru standardele de astăzi. Știu că avem de-a face cu un vehicul utilitar, dar nu chiar Mercedes pretinde că este mai mult decât atât? Deși ecranul se vede bine și este de bună calitate, eu zic totuși că 7 inci e mic și puchinos pentru 2022, chiar și într-un astfel de MPV. A doua chestie care nu mi-a plăcut este faptul că CarPlay-ul sau Android Auto sunt pe fir. Băi nene, atâta mi-am mai fâțâit telefonul înainte și înapoi spânzurat cu mațul ăla de consola de bord că am dat în boala copiilor. How hard can it be? Fă-l nene wireless, suntem în 2022. De partea bună, măcar trebuie însă să admit că ai o grămadă de USB-uri, atât Type-C cât și Type-A. Și acum, hai să vorbim un pic despre vibe-ul ăsta analogic, care mie sincer îmi place. Mașina este extrem de intuitivă, jur că nu-ți ia mai mult de 2 minute ca să o înțelegi pe toată, oricât de noob ai fi.
Controlul climei este pe butoane și potențiometre, chiar și controlul unor elemente din sistemul de infotainment este dublat de butoane. Deci interiorul se simte analogic, dar în realitate este o îmbinare destul de reușită și de modernă de analog și digital, de press și touch. Asta mie mi-a plăcut mult. De ce dracu unii se complică și ajungi să sapi prin meniuri stufoase pe un ecran când ceea ce ai tu nevoie să se întâmple este de fapt o chestie foarte simplă? De ce să împingi pe un slider pe un ecran, slider aflat la 7 submeniuri distanță, când poți să pui un potențiometru care să îndeplinească foarte simplu funcția aia? Înțeleg că e mai ieftină faza cu ecranul, dar hai să nu exagerăm. Avem keyless start, iluminare LED pe unele variante, aplicația mașinii, acel My Mercedes, deci mă rog, overall așa, clasa T se simte destul de 2022. Trecând la construcția propriu-zisă a interiorului, am de zis și de bine și de rău. De bine este construcția însăși. Ai suprafețe moi și suprafețe tari, adică tipuri diferite de plastic, dar care sunt îmbinate inteligent și armonios. Nu m-a deranjat nimic în mod deosebit la construcție. Ai spații de depozitare numeroase și generoase, iar pe scaune și pe bord înfloresc niște cusături din astea frumoase și elegante, care dau un aer premium interiorului. De rău ar fi mai degrabă niște mâncărimi punctuale. De exemplu, mie nu-mi încape piciorul ca lumea pe pedala de accelerație. E drept că am și o talpă al dracului de lată și de grea, dar chiar nu-mi încape. Adică pedala de accelerație este storcoșită între frână și panoul din dreapta și nu înțeleg de ce naiba n-au mutat frâna mai spre stânga, că doar loc era. Jur că aici încape lejer doar un picior delicat de femeie, nu 43-ul meu spre 44 încălțat în sneakers. Apoi ar fi izolația fonică, despre care sincer vă zic că mă așteptam să fie mai bună. Până la 100-110 km la oră e decentă, dar tot ce e peste vuiește, nene. Pe autostradă mai să-mi acopere muzica ce susura chill în boxe. Se aude rularea cauciucurilor pe asfalt, se aude vântul, deci peste 120-130 e deranj mare. Cam asta ar fi tot, dar mai e ceva. Cotiera asta, care ascunde și spațiul de depozitare, este oblică, e în jos, nu e foarte comodă. Dar gata cu cârcoteala, hai să trecem la motorizări. Mașina este cât se poate de analogică. Ai aici butoane, potențiometre, butoane și pe volan, combinate cu mici touch-uri din astea high-tech, tactile. De exemplu, sunt foarte interesante aceste două, nici nu știu cum să le zic, touchpad-uri. Cred că asta este cea mai bună variantă. Sau de fapt, fingerpad-uri, că nu sunt touchpad-uri, că... deci fingerpad-uri, adică la thumbs aici, la degetele mari, thumbspad-uri, asta e cea mai tare, da, thumbspad-uri, deci de aici, de exemplu, poți să controlezi ce vrei să-ți afișeze mașina în display-ul ăsta din bord, pe care le estimezi undeva la un 6,5 inch, cam așa, nu știu să vă spun exact, dar ideea e că, iată, via touch, poți să schimbi diversele setări, iar pe cel din dreapta poți să faci modificări în ecranul de infotainment. Tot pe partea asta de spațiu interior și de ergonomie ar mai fi de menționat, uite locul ăsta aici ca la camionagie așa, în care să-ți pui acte și mă rog, ce mai ai tu pe acolo, ce mai pui, mă, ce poți să mai pui într-un spațiu de ăsta? Șpaga. Șpaga. Alea, foile de drum, alea ce se mai folosește. Și are foarte mult spațiu la cap, frățioare. Deci cred că am vreo 30-40 de centimetri până sus. Nu-s chiar mititel, dimpotrivă. Da, deci spațiu foarte, foarte, foarte mult. Și pe lat ai spațiu, adică în față e confortabil, e generos. În cap și persoane de dimensiuni mai apreciabile. Și în spate la fel. E destul de lată mașina. Problema în spate că mi se pare că are totuși un pic cam puțin loc la genunchi. Adică dacă ai mai peste 1.80-1.85 așa, e limitat. Stăm călare pe motoare, parcă așa era piesa aia, nu? În fine, avem două tipuri de motorizări, benzină și diesel. Bă, nemții ăștia nu se lasă cu dieselul, îi mănâncă rău și vă spun sincer că asta este una dintre foarte puținele mașini diesel pe care eu le-am testat aici la AutoVantage în cele 8-9 luni de când sunt pe canal. Și nu pot să nu admit că motoarele astea au și oarece avantaje. În fine, nu vreau să stârnesc o polemică, ăsta nu este obiectul acestui video, dar dacă vreți, ziceți în comentarii și poate în perioada următoare discutăm într-un video pe larg și în general speța asta a motoarelor diesel. Așadar avem două motorizări pe Model T. Ce tare a sunat asta!
T160 și T180. Ambele atât benzină cât și motorilă. Dieselurile au 1461 de centimetri cubi și benzinarele 1332. Modelul testat de mine este 180D-ul, care livrează 116 cai și un cuplu de 270 de Nm. Pe T160D, adică varianta mai slăbuță, avem 96 de cai și 260 de Nm, iar pe variantele cu benzină, 131 respectiv 120 de cai și 240 respectiv 200 de Nm. Sunt relativ apropiate cele patru versiuni. Acum, sincer să fiu, versiunea T180D pe care am condus-o ieri și azi pentru un total de vreo 700 de kilometri sau chiar mai mult, mi se pare o leacă underpowered. N-aș zice că mă dau pe spate calitățile dinamice ale acestui motor. Clar aș fi vrut niște mai mulți căluți, dar na, s-au gândit probabil că segmentul de public căruia este adresată mașina n-ar vrea să se învârtă pământul invers atunci când pleacă de pe loc. Dar tot cred că trebuia să fie ceva mai puternic. Vitezometrul a înțepenit pe undeva pe la 175-180, nu trage mai mult de atât, nici la vale și cu vântul în spate, iar de la 0% am cronometrat vreo 13-14 secunde. E destul de puturoasă. În schimb, consumul este extrem de bun, cel puțin la modelul testat de mine. Recunosc că am fost hun cu mașina asta și am cam scos pistoanele prin capotă. Nu este o chestie de cocoșism prostesc, ci am vrut să văd cam care-i sunt limitele și chiar în aceste condiții de condus mai huliganic, am avut o medie de puțin peste 7% motorină, ceea ce zic eu că e decent. Și dacă nu vi se pare decent, eu vă dau un scris că nimeni nu va folosi mașina asta zilnic în felul în care am folosit-o eu în astea două zile. Vei merge cu 120 pe autostradă și în oraș ca în oraș și vei scoate 6% fără stres. Deci nu vei hingheri, dar ce vreau să spun este că și în condiții de mers foarte agresiv, tot n-a exagerat cu sorbitul din rezervor. Se lasă seara și am intrat pe o zonă din asta de B-Roads, în drum spre cheile Dobrogei. Și este foarte frumoasă zona, absolut superbă. Nu este un loc unde să alergi mașina. Mergem așa, chill, și la un regim din asta de viteză de 80, 90, 100 de km la oră, este absolut civilizată și foarte plăcută. Nu mai este la fel de zgomotoasă ca în regim de autostradă și se simte cumva și mai soft. Probabil că, na, nealergând-o, nebruscând-o, e cumva în elementul ei. Adică e o mașină care la 90-100 de km la oră se simte foarte, foarte... Și e precum covorul zburător. Foarte lină și plăcută. Sau poate starea noastră de spirit este mai chill decât mai înainte. Am și mâncat bine, niște pește, niște una alta. Dar chiar mă uite, cineva aici, ai observat, cineva a comandat pui cu cartofi prăjiți. What the fuck? La pescărie, deci mi se pare absolut genial, dar na, gusturile nu se discută. Am prins și o zonă din asta mai virajată așa și cu curbe dintre astea în tirbușon. Adică fie în urcare, fie în coborâre imediat după viraj și ce aș putea să vă zic? E înaltă. Deci trebuie să intri cu grijă în viraje, pentru că nu este o mașină făcută pentru treaba asta. Dar sigur, asta nu ne-a oprit să încercăm o leacă ea. Da, se simte, are un balans de mamă, de nu-i adevărat. Dar, repet, nu este gândită pentru treaba asta. Este o mașină utilitară, în primul și în primul rând. Autonomia este neașteptat de bună după o zi în care am fost necruțători cu mașina. Am alergat-o și în regim de autostradă, și în regim de oraș. Și iată, avem o medie de 7,4 litri la 100 de kilometri. Îți garantez că o să scoți mult mai bine, deci consumuri mult mai bune decât ăsta. Pentru că noi am cam mers pedal to the metal cu ea. Nici nu mă așteptam să nu fie așa. Este totuși un 1.5 diesel, faimos pentru cât este de economic și va fi economic, pentru că în mod normal și în regim normal nu vei merge cu ea așa cum am mers noi astăzi. Bun, ar mai fi una alta de zis, cu siguranță mi-au scăpat multe detalii, dar până la urmă ăsta a fost un prim contact și ne-am grăbit cât am putut să împărtășim aceste prime impresii cu voi. Și acum să-mi ziceți tot voi mai jos în comentarii cum vi se pare noua clasă T și cui credeți voi că este adresată. Vă place sau nu? E cool sau e meh? Sau de fapt, ce anume vă place la ea și ce nu?
hai să vă văd iubirea mioritică pentru mașina germană supremă. Acestea fiind zise, eu pun punct aici, nu uitați de platforma noastră autovantage.ro și până data viitoare, conduceți cu grijă!